Primăria Megidia, Spitalul Municipal și Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează sâmbătă, 26 noiembrie, o sesiune de recoltare de sânge. Megidienii, dar și locuitorii zonelor limitrofe care doresc să vină în ajutorul pacienților care au nevoie de tratament transfuzional, sunt așteptați între orele 8:30 și 13:30 la Spitalul Municipal din localitate. În România, donarea de sânge este voluntară și anonimă, iar pentru donator nu există niciun risc, deoarece este și o ocazie foarte bună pentru ca acesta să afle dacă este sănătos. Spitalele se confruntă cu o mare lipsă de sânge și tocmai de aceea este nevoie ca tot mai mulți oameni să se implice și să doneze, pentru a putea salva alte vieți. Primăria Megidia, Spitalul Municipal și Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează sâmbătă 26 noiembrie, între orele 8:30 și 13:30, o sesiune de recoltare de sânge. La Spitalul Municipal Megidia, cei care donează trebuie să îndeplinească anumite condiții. Vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, greutate peste 50 de kilograme, nu au suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcere, epilepsie, diabet zaharat, bol de inimă. Persoanele cu vârste de peste 50 de ani necesită o adeverință din care se reiasă că nu sunt în evidență cu boli de inimă sau neurologice. Cu două zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice, iar în ziua donării se recomandă un mic dejun copios și minimum 500 de mililitri de lichide. Persoanele care efectuează o donare completă, respectiv 450 de mililitri de sânge, beneficiază la cerere de anumite avantaje: 7 etichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării, în cazul donatorilor salariați, sau o zi de scutire de la frecventarea cursurilor în ziua donării, în cazul elevilor și studenților. De asemenea, donatorilor li se asigură decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării. Între localitatea de domiciliu înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge,